Levana, salutare, bine ai venit la Marginea Lumii. Te-am Salut, invitat Nicola. să la un par de vin la Marginea Lumii. La o Uite, de cană când nu de ne-am ceai. mai... Cât o trecut? O trecut vreo 2 ani, că nu ne-am mai văzut live, zic așa, pe... Aproape un Da. an jumate, așa cred. Un an jumate. Un an jumate, da. Da. Între timp, noi ne-am mai discutat, ne-am mai văzut și am discutat așa, dar între timp o chestie care a survenit au fost articolele tale pe Active News, pentru care te felicit și care au fost Mulțumesc. un succes, o serie întreagă, grozavă, și mă bucur foarte mult că ai făcut pasul ăsta în forță. Știi că ai contribuit, că m-ai încurajat. Da, ei, așa că am făcut galerii, ți-am ținut pumnii, știi, asta Da, spune foarte mare încurajare. exact. Oricum, articolele recente, cel puțin, au avut un succes teribil, așa și ca număr de vizualizări și ca impact. Dar surpriza a fost că au fost despre noua ordine mondială, adică chiar penultimile două au fost despre o nouă ordine mondială. Și asta, eu știam că e ceva conspirații, ceva, nu? Sau cum e? A, da, E da. conspirații, nu așa? E o conspirație atunci când, aici eu zic de pe Wikipedia, care este depozitarul de cunoaștere oficială și deci știm. Deci, după Wikipedia, e conspirația atunci când vorbești despre o elită ascunsă care are niște planuri secrete de a conduce lumea cu reducerea sau eliminarea suveranității statelor naționale. Atunci este conspirație. Dacă vorbești de o elită publică cu planuri publicate care nu sunt secrete, nu este. Este noua ordine mondială, că e ordine, e nouă și mondială. Și atunci poți să vorbești despre ea. Păi ea se vorbea așa pe sub mână sau dacă vorbeai despre așa ceva cu ceva vreme, aveai o etichetă, că ești un individ cu folii de aluminiu pe cap. Asta era rețeta de... Ei, acum știu că se vorbește la summituri internaționale cu subiect și predicat despre subiectul ăsta, despre noua ordine mondială. Bine, Dar ea ce este de fapt acum? au Cum fost mai multe. Au fost mai sunt mai multe multe? și sunt mai multe. Adică, istoric, așa, poți să spui că în vâna pe care o avem noi acum, a început cu Liga Națiunilor, nu? Liga Națiunilor a fost un eșec, pentru că a urmat al doilea război mondial, scopul Ligii Națiunilor fiind acela de a asigura pace, securitate. S-a făcut ONU și imediat după ce s-a făcut ONU, a început și războiul rece, motiv pentru care noua ordine mondială pe perioada războiului rece a fost una bipolară, nu? Că aveai două foarte mari puteri într-un blocaj din ăsta încordat așa în amenințare reciprocă cu războiul nuclear și lumea era bipolară. După ce a căzut comunismul, a fost o perioadă interesantă, scurtă, dar interesantă, pentru că Gorbaciov a venit la ONU și a ținut o cuvântare care a făcut valuri foarte mari atunci, a prezentat așa o viziune foarte generoasă de cooperare și de un viitor luminos. Bush cel bătrân, Herbert, la vremea respectivă, nu a replicat și lumea era neliniștită că Gorbaciov întrunea sufragii, se întâlneau europenii cu el, părea că nu e, da, cumva era, ocupase prea mult scenă. Și au Da, avut, era dușmană. nu știu dacă era, părea cumva că totuși tu, dita mai sua, n-ai și tu o viziune, că vine ăsta de la comuniști, de acolo, el are viziune, tu n-ai viziune. Dar n-a avut timp să facă viziunea, pentru că a urmat războiul din Irak, repede, la primul Gulf War, care a fost tratat de SUA prin declarațiile președintelui Bush ca fiind testul pentru noua ordine mondială, adică cooperarea însemnând că toată lumea se aliniază cu SUA când rezolvă o problemă de securitate globală
Asta a fost contrapropunerea americană, practic. Moment în care s-a instalat ceva care s-a numit momentul unipolar. Unii spun că e bipolar și ăsta, sau a fost, sau e, sau e și azi. E foarte complicat pentru că nimeni nu, adică părerile sunt foarte împărțite. Diversi specialiști analizează în diverse feluri. Deci fie a fost momentul unipolar, care a fost revigorat apoi după atacurile de la 9-11 cu al doilea război din Irak, unde nu s-a mai coalizat lumea chiar așa, adică noua ordine. Iar că America a fost un pic mai singură la această a doua ordine mondială. Deci ori unipolar, după unii ar continua și acum unipolaritatea, sau bipolar în sensul că SUA este polul militar și ONU este polul moral, etic și instituțional și se ocupă de orice, de tot restul. Deci ai avea această bipolaritate. Și asta a fost acum în astăzi, 2024, avem mai multe propuneri practic de nouă ordine mondială. Este această propunere a ONU despre care am scris eu, care pe scurt spus ar consta într-o versiune accelerată a agendei 2030 de guvernanță globală și cu asocierea parteneriatului strategic încheiat în 2019 cu World Economic Forum. Pe de altă parte, s-a format între timp un grup de state, altă, nu știu, să numim instituție internațională și asta, nu? Care pare a fi contraponderea, opoziția lui G7, care este BRICS și care nu știu câți membri are acum, dar în orice caz mult, mai și mai mulți au depus cerere. Cred că are vreo 11 acum, să nu zic prostii. Are o majoritate globală dacă intră și cei practic care acum, au... Exact, mai, are o pondere mai mare decât ONU nu decât G7, de fapt, decât... A, de că G7, da, dar nu știu dacă în termeni economici neapărat cred că au vreo 30% din sub. Praf, nu știu, aveam undeva scris, aș prefera să nu mă opresc, că astea se pot verifica. Este în orice caz ceva care nu poate fi ignorat. Unde mai pui că 5 membri inițiali din BRICS sunt și din G20. Adică altfel spus, G20 nu prea mai e, ca să spui că era, știu, un forum în interiorul ONU sau care colabora cu ONU, dar nu prea. Și deci ai această organizație internațională care propune și ea, nu știu, ceva care s-ar chema multipolarism. Deși, din nou, ce înseamnă acest multipolarism? Sunt tot felul de păreri ce ar putea să însemne acest multipolarism. Mulți spun că nu poate fi ultim, maxim e un bi, pentru că ar fi China și SUA, nu? Alții spun că chiar deja este un multipolarism. Acum depinde foarte mult, și cu asta închei, că polii ăștia, ca să discutăm de unii multibi, se calculează în funcție de puterea națiunii respective. Și acum, ce putere aia, toată lumea are câte o părere. Că e militară, că e și militară și economică, că e numai economică, că este soft power, că este o putere de fapt de a influența, de a obține satisfacerea intereselor tale sau cele pe care tu le promovezi cu celelalte state, da? Deci e complicat de spus. Și eu am comentat în articolele mele doar această nouă ordine mondială propusă de ONU, pentru că e mai oficial, așa cum se spun ceilalți, nu știu, n-am văzut, nici nu știu, nici rusă, nici chineză, poate că în China o fi ceva scris undeva. Și doi, are o istorie pe care o putem identifica și o putem discuta un pic mai mult pe asta decât pe celelalte, pentru că celelalte nu știu ce istorie. Bun, dar noi avem cât, 70 de ani, de la 80 de ani sau cât, de la înființarea ONU. Da. Și s-o concretizat, este, adică ce anume vedem noi astăzi, ca ce propune această ordine mondială născută prin Liga Națiunilor și prin ONU mai târziu? Care este teza ei? Păi inițial ONU a avut doi piloni, cum zic ei, deci două principii fundamentale, scopuri fundamentale, motivele pentru care a fost constituită, scopurile ei, securitate și pace.
S-a adăugat un al treilea, sustenabilitatea, mai târziu, prin 2000 și nu știu cât, 2-3, nu mai țin minte. Iar acum vor să pună și un al patrulea pilon, care este ăsta cu climate change, cu guvernanța de mediu. Acum, în măsura în care, că, știi cum, bun, și-a împlinit scopul cu securitatea și cu pacea de a sări la altele, mă rog, că este niște scopuri utopice, adică ca și cum ai vrea să controlezi vântul, zici. Dar nici măcar nu, cum să spun, e și mai concret de atât. Că, în primul rând, că mi se pare legitim să întreb cetățeanul unei țări membre. Pacea și securitatea. Bun, deci practic în timpul războiului rece, ONU, nu știu, că tot a fost război rece. Și în timpul războiului rece au fost foarte multe război fierbinți, mai mici așa, că exact. Și războaiele astea cu, adică ei când spun pacea e pacea celor puternici sau e pacea celor slabi? Contează mult aspectul. Pacea tuturor, dar ONU n-a avut ca puterea. Ei se plâng că n-au această putere, n-au putere de intervenție și oricum acolo este mai un for internațional în care se întâlnesc statele și unele sunt mai puternice și unele mai puțin puternice. Bun. Deci din punct de vedere al pe perioada războiului rece, e discutabil cât de bine și-a făcut mandatul ONU, pentru că totuși au fost războaie multe. Și pe perioada, iar după aceea la War on Terror, adică respectiv al doilea război din Irak, ONU n-a spus ONU oficial printr-o rezoluție, dar au fost încercări serioase din partea secretarului general, atunci nu mai știu cine era, să nu zic vreo prostie, cred că era Kofi Annan, dar nu sunt sigur. A încercat să condamne, să spună, domnule, nu, că nu sunt probe, nu poți să te duci, nu știu ce, nu, a fost ignorat. Adică, practic, nu știu, mandatul ăsta, bun, ăsta nu pare a fi fost realizat. În orice caz sunt foarte multe eșecuri, foarte multe eșecuri. Și apoi s-a mutat cumva atenția spre sustenabilitate. Nu știu dacă dă un alt sens, un alt scop acestei instituții. Se caută o agendă comună pentru state, în sensul că să le explice de ce nu trebuie să aibă război, că avem ceva mai bun de făcut noi ca planetă, noi umanitate, avem și planuri mai, nu vă mai bateți, că ceea ce iarăși e, mă rog, relativ utopic. Lăsați puterea și geostrategiile și geopolitica, că noi avem aici cu sustenabilitate. Și acum e un hey-rup mare de tot. Sustenabilitatea și cu climate change, adică faptul că n-au reușit asta, au încercat să le deraieze, au încercat să le revitalizeze ca obiective, ca proiect, să le împăneze așa? Sau a fost o... E mai complex puțin. În primul rând că eu nu bănuiesc pe toată lumea de acolo că are vreo reavoință sau de asta. E foarte complicat. Și foarte complicat în general în instituțiile astea foarte mari și în birocrațiile astea. Cred că pe de o parte, nu știu, lucru cel mai, nu știu dacă e cel mai probabil, dar sunt convinsă că a avut o mare importanță în oareși cu mutarea asta. Dacă s-a adăugat ceva care face agenda un pic mai complexă și justifică, legitimează ONU. De ce mai e ONU? Că cu războiul, nu știu ce zic, ca dovadă, de ce se întâmplă asta. N-a prea mers. Că au vrut să legitimeze ONU mai departe, dându-i alte teme. Ok, dar există o credință profundă în filozofii care au stat la baza ONU că războaiele încep pentru că oamenii nu sunt suficient de conștiința lor. Ei trebuie să evolueze, știi? Ei trebuie să înțeleagă, să aibă așa ca se vorbește în anumite documente de o modificare radicală a conștiinței umane. Și atunci ea trebuie modificată ca să ia act de această nevoie de sustenabilitate și de această nevoie de a apăra pământul. Și atunci sunt oameni care sunt absolut convinși când spun, domnule, nu, noi trebuie să lucrăm la cauzele războiului. Că nu putem să ne batem cu ăștia, zice ONU, ăștia sunt mari, ăia au armă, noi nu avem ce să facem. Trimitem doi de ea cu casca albastră, nu să-l primim. Noi trebuie să lucrăm la cauze și încercăm să antrenăm întreaga omenire, nu toate guvernele și toți reprezentanții să își mute și ei odată cu noi atenția spre aceste lucruri. Cam ceva de tipul ăsta cred eu că e, care